Bună seara tuturor, sunteți la Prima News, bine faceți, sunteți aici la Proiect de Țară România. Uite cum suntem noi așa cu toții îngrijorați, că numai pe asta n-o aveam pe cap, și anume alegerile. Cu toți ochii ațintiți asupra alegerilor, cu toată atenția concentrată asupra alegerilor, vin așa cifrele bugetului acestei țări. Și sigur că nu o să vă spună foarte mult așa, o să spuneți, hai domnule, ce 3% deficit e mult pe 4 luni, mai că 3%, zice Uniunea Europeană, ar trebui să avem la 12 luni, nu la 4 luni. Și mai e o chestie interesantă, de remarcat și de analizat. Vom dezbate chestiunea asta cu cifrele mai târziu în emisiune, și anume cheltuielile pe 4 luni, care sunt cu mult, vreo 20 și ceva de miliarde, peste 27 de miliarde de lei mai mari decât anul trecut. Știți care e cea mai tare performanță? Că deficitul pe primele 4 luni ale anului 2024, când se presupune avem creștere economică, este mai mare decât pe primele 4 luni ale anului 2020. Mai știți ce a fost în anul 2020? A fost pandemia. Lumea stătea acasă. Da? Practic, în momentul în care România a muncit, că în felul ăsta se traduce, în 2024, a avut o distanță între cheltuieli și venituri mai mare, atenție, încă o dată spun, mai mare decât atunci când pe lunile martie și aprilie 2020 lumea nu muncea, stătea acasă. Deci nu producea nimic țara, nu avea decât cheltuieli. Sigur că erau și ceva venituri, dar foarte mici. Și este mai mare și decât în 2020. Care 2020? A fost un an al naibii de dur, al naibii de trântit, de marea criză financiară. Dar, cum spuneam, ne vom întoarce asupra acestui subiect. La Târgu Mureș s-a întâmplat un eveniment pe care nu foarte multă lume l-a băgat de seamă. A venit ministrul de externe al Ungariei și a venit cu câteva declarații foarte, foarte tari, contondente, așa cum ne-am obișnuit să auzim din partea guvernului de la Budapesta, dar într-una dintre ele îl sprijină necondiționat, chiar dacă nu a făcut-o foarte direct, pe președintele României, Klaus Iohannis, la șefia NATO. Acum, o fi asta o dovadă de apreciere a calităților președintelui României sau mai degrabă este doar 100% răzbunarea pe premierul Olandei, care are susținerea tuturor, iată mai puțin a Ungariei și presupunem noi și a României, la conducerea NATO, care Mark Rutte, acum ceva vreme, a spus că Ungaria trebuie învățată, trebuie pedepsită. Cu colegul Sabin German începem emisiunea din această seară. Salut, Sabin, mulțumesc frumos pentru prezență, bine ai venit! Salutare, mulțumesc pentru invitație! Uite de unde a venit susținerea pentru Klaus Iohannis. Într-un moment în care toată lumea s-a retras, toți numai că n-au lozinci, n-au pancarte pe care se scrie Rute, Ungaria care îi redă așa o rază de speranță lui Iohannis. E reală sau, ca de fiecare dată, Ungaria se va da la o parte? Eu zic că sunt mai multe nuanțe. Ungaria, de exemplu, în chestiunea Schengen-ului a fost unul dintre mari avocații ai României. Sigur, există o comunitate maghiară în România și atunci hai să zicem că este un modul bun. Și continuă să fie, pentru că Siarto și asta a spus, vă susținem necondiționat, suntem un mare partizan al intrării voastre totale în Schengen. De-a lungul timpului, Ungaria, indiferent de cine a fost guvernată, a susținut România. Acum mergem la nuanța aia. Răzbunare pentru vorbele lui Rutte, care a spus atunci că trebuie să învățăm Ungaria să stea un pic cu botul pe labe, să o pedepsim, sau susținere pentru Iohannis. El n-a spus, iar tot n-a spus susținere pentru Iohannis, a spus ceea ce și eu cred că ar trebui un secretar general al NATO din Est, dacă flancul estic este atât de important. Doar că venind din vorbele unui ministru de externe dintr-o țară care e considerată a fi oaia neagră a Europei,
sună de parcă te-ar lăuda revista lui Vadim Tudor, știi, România Mare, sau Săptămâna lui Eugen Barbu. Adică e cumva, nu dau seama, cumva inconfortabil. Că avem flancul estic extrem de important, asta este foarte clar. Că toată lumea se uită către flancul estic și toate știrile, breaking news-urile vin dinspre flancul estic, fie că e Finlanda, fie că e Polonia sau România sau țările baltice, și asta este foarte clar. Acum nu mi este foarte clar în ce măsură există atâta solidaritate pentru un secretar general din flancul estic, fie Iohannis sau altcineva din fostele țări comuniste. Pentru că dacă ai observat, Turcia a schimbat în 24 de ore macazul. O întâlnire cu Rute și apoi au urmat aplauzele, sigur, nunta, dansul, felicitări. Da. Siartu a fost mult mai, mult mai direct, mai dur la adresa lui Landsbergis, ministrul lituanian. El a avut puterea de a se ridica și a critica Ungaria. Lituanienii fiind aproape de război, așa, au alte cuvinte. Au un vocabular mult mai direct, mai panicat, și este normal să fie așa. Ungaria blochează din nou ajutorul pentru Ucraina. Dar, uite, citesc puțin din Siarto, referitor la Landsbergis. Colegul citat de dumneavoastră este un politician de partea războiului și unul dintre cei mai fervenți de partea războiului dintre miniștrii de externe din Europa. Și astăzi am avut o dezbatere foarte puternică cu el la Bruxelles, fiindcă indiferent cât de tare țipă cineva la mine sau indiferent cât de agresiv este cineva, eu tot de partea păcii sunt. Și noi maghiarii suntem de partea păcii. Și noi maghiarii nu susținem nicio măsură care ar crește în continuare pericolul de escaladare a războiului. Vrem să ajungem la pace cât mai curând posibil, pentru că este singura posibilitate de a salva vieți omenești. Aici el spune truisme, așa este. Pacea salvează vieți omenești. Știi ce mi se pare mie? Mi se pare că Ungaria adoptă o poziție chinezească a profilului foarte rentabil. Pentru că asta face, de exemplu, China și în Europa, chiar în Ungaria, cu o investiție uriașă de 7 miliarde de dolari pentru baterii electrice, dar și în Africa. Și aici este o nelămurire pe care istoria trebuie să o joace cumva. Pentru că Lituania, Estonia, Letonia au fost sub bocan rusesc. Dar pe mine mă miră faptul că maghiarii, nu-și amintesc, 1956. În 56 au fost inclusiv români. Uite, fostul meu decan de la filologie a intrat în pușcărie 2 ani de zile, pentru că a susținut Aurelian Popescu, fost senator de dreapta, a fost în 90, până în 92, când s-a stins. Da? A intrat în pușcărie pentru că a susținut poziția Budapestei, a susținut pe maghiar, el fiind oltean, da? În luptă pentru libertate. Și aici deja este o nălămurire. Sigur că tu ești mai departe de Ucraina, să zicem că ai graniță totuși comună. Dar te uiți la țările baltice, te uiți la Finlanda, te uiți la Polonia, nu poți să joci totuși împotrivă. Și aici ajungem la altă porcărie pe care statele din lumea liberă au folosit-o ca un fel de bumerang. Votul unanim. Unanimitatea asta prin care totul trebuie să fie o pajește paradisiacă, nu există în istorie. Mai ales când există provocări, nici măcar când există o copilită. Asta vreau să te întreb. Crezi că se va renunța la el? Sau odată cu propunerea de renunțare sau la renunțarea la votul unanim, se va desfința și Uniunea? Nu cred. Vreau să se desfințeze votul ăsta unanim, pentru că nu este normală o unanimitate. Pentru că nu suntem nici măcar Statele Unite, care e o singură țară, dar e un singur stat, sigur, federal, o compoziție de state, nici măcar acolo nu se pune problema unanimității. Noi am făcut, știi, filozofia asta de integrare europeană a început cu un vis, da, ne amintim, nu-i așa, Victor Hugo, Statele Unite ale Europei, Congresul de la Berlin, 1849, dar a fost mai mult un fluid filozofic, o identitate. Ori nu există o identitate comună. Noi suntem, uite, eu mă duc, dacă mă duc acum la tine la București, sunt clujan. Dacă plecăm împreună în Paris, suntem români. Plecăm împreună în America, suntem europeni. Adică există niște cercuri concentrice identitare și astea se simt în interiorul Europei.
Ori Europa a avut ambiția să niveleze absolut tot, Uniunea Europeană prin filozofia ei, negândindu-se că există totuși niște încercări. Noi am crezut că după cel de-al doilea război mondial coboară Iisus Hristos a doua oară și vor fi 1000 de ani de pace. Nu se întâmplă așa. Nu va exista pace niciodată pentru că nu este în firea omului să facă pace. Și dacă ne uităm întotdeauna după marile războaie, după crizele inerente și reconstrucție, a urmat perioade de reconstituiri ale unor valori pe care le-a moștenit de la grecii antici. Adică schimbări fundamentale, dar pe baza unor valori fundamentale. Se va întâmpla și acum. Numai că... Auzi, când spuneai mai devreme, Sabin, că dacă plecăm din țara amândoi, suntem români, dacă mergem în Franța. Uite, te-aș duce până în Franța, pentru că sondajele acolo arată o distanțare periculos de mare a partidului doamnei Le Pen în fața celor care îl sprijină pe Macron. Are 33%, Macron 15,5%. Acum, sigur că la alegerile europarlamentare lucrurile vor merge într-o direcție europeană, așa cum înțelegem noi și cum ne dorim noi direcția europeană. Ce se va întâmpla însă în 2027? Are Franța timp să-și revină, să refacă, să uite de gilet jaune, să uite de pensionări? Aici sunt mai multe chestii. Uite, am fost când eram în Paris, când au fost alegerile regionale și Marine Le Pen era pe primul loc. Am fost și acceptat într-o secție de votare cu mare deschidere. Jurnalist român, veni să vedeți cum numărăm voturile, ceea ce la noi îți dai seama că s-ar fi suit președinții de cadea de votare pe bec. M-au primit peste tot. Eu am mers acolo cu prietenii mei, eram în vacanță, într-o vacanță mică. Și să știi că n-a reușit Marine Le Pen, pe de-o parte. Pe de altă parte, s-ar putea totuși să reușească din următorul motiv. Lumea s-a speriat când a venit Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, extrema, extremiști, anti-europeni. Și dintr-o dată au văzut că Giorgia Meloni este, de fapt, foarte, foarte atentă cu vorbele și cu gesturile, inclusiv cu legile, tocmai ca să se alinieze la tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Și atunci, extremiștii dau o anumită imagine, cum că ei au gura mare în țară, dar în momentul când ajung la guvernare, știu foarte bine să-și pună botul pe labe, pentru că nu există un exit din Uniunea Europeană care să nu producă suferință. Da, uite-te la englezi că-ți vai mama lor. Acum. Vezi că se duc în sus cu GDP-ul, adică și-au revenit și merg pe plus. Asta ar putea să-i încurajeze pe francezi pentru un Frexit. Nu, să știi că sunt afișe. Eu m-am întors luna trecută din Franța. Sunt o grămadă de afișe cu Frexit. Sunt o grămadă de Mélenchon și Zemmour de ăștia de cartier. Dar Marea Britanie are o problemă fundamentală cu creierele. O mulțime de copii foarte, foarte dotați au renunțat să mai meargă în Marea Britanie, pentru că după Brexit, de la 9.000 de lire sterline pe an, anul de universitar, s-au făcut 27.000 de lire, de 3 ori mai mult. Și atunci au ales Olanda, au ales o mulțime de alte țări, inclusiv Statele Unite, unde se dau burse consistente. Și cine pierde? Marea Britanie. S-a și pus problema revenirii la acele burse, dar și acolo am văzut un fel de rânză de asta întoarsă, să-i spun, cana ardeală, știi? Un tip venit din Iran, din Orient, da? Ajuns ministru educației la un moment dat, care spune vom opri emigrația. Tocmai tu, care ai beneficiat de instrumentul ăsta global numit migrație și ai ajuns cât de când ai murit de foame în Orientul ăla tău, vai de mama lui, da? Și ai venit și ai ajuns ministru educației în Marea Britanie și spui stop celor care vor să facă așa cum am făcut eu. Aici deja, știi, Uniunea Europeană are momentele astea de febră. Le-a avut în mai 68, când am crezut că se dărâmă totul. Da, studenții de la Sorbona, echivalentul Frankenstein de astăzi, criza din 70, o mulțime de alte lucruri care pur și simplu au făcut un fel de ATI, un fel de terapie intensivă în Uniunea Europeană. Însă, dacă Uniunea Europeană acum înțelege în sfârșit că există un adversar cu care nu mai trebuie să negocieze, așa cum a făcut, cine a făcut? Willy Brandt, da? Cel care a luat premiul Nobel pentru pace, cancelarul federal german,
hai să deschidem brațele către ruși, către sovietici, ospitic. Alea sunt niște gafe care costă și acum se vede. Pentru că Europa, uite, a trecut printr-o febră a dependenței. A ajuns dependentă de un stat terorist. Statul rus este un stat terorist prin tot ceea ce face. A fost convenabil. A fost profitabil. Știi de ce cum a fost convenabil? Îți ca vecinii aia care văd că ăla își bate nevasta și alungă copiii de acasă, dar pentru că vecinul le mai dă câte un par de vin așa la gard, lasă-mă că-i băiat. Așa da. E. Fii atent, între timp au venit și polonezii cu o declarație în linia cuvintelor pe care primul le-a rostit Macron. Au spus că nu trebuie ca Europa să excludă trimiterea de trupe în Ucraina. Da. Crezi că România va veni vreodată alături de țările, să le spun, cutezătoare? Eu zic că dacă se va pune problema la nivelul Secretariatului General al NATO, România va face pasul ăsta. Deși da, nu cred că se va ajunge. Dar nu e NATO. Asta e discuția. E o chestiune de diplomație. Franța a spus, ea însăși, eu, Franța, Polonia la fel, noi polonezii. Ei, noi românii, fără să spunem, stai să mă sune Petreus, sau mai știu și eu ce general. Nu cred că va face. România are un alt tip de diplomație. România are o anumită discreție, inclusiv, câteodată enervantă, discreție, dar inclusiv de a ajuta Ucraina. Multe voci din Occident se uită la România cumva cu uimire atunci când aud că Zelenski mulțumește României. Dar eu zic că totuși atâta cât se poate, ne facem treaba. Noi nu avem experiența Poloniei. Polonia a dispărut de 3 ori de pe hartă. Polonia și-a văzut capitala distrusă în cel mai halucinant atac. În 45, când au intrat rușii în Varșovia, vreau să spun că s-au pus pe o scară de aia de incendiu ca să vadă 11 pereți. Atât a mai rămas din Varșovia. Da? Au luat poze, fotografii, picturi din toată lumea ca să reconstruiască o capitală. Noi nu avem experiența lor. Noi avem alt tip de experiență. Noi avem, dacă vrei, unii o numesc, hai să zicem, o semilașitate. Alții numesc diplomație. Eu nu puteam să dau să judec, dar văd un lucru. În politică externă, România mereu a avut noroc. Chiar dacă a avut de multe ori niște imbecili la conducere. Și asta vorbesc de 150 de ani, da, în istorie. Însă, va trebui cumva să vedem în ce măsură putem să calculăm epoca post-Ucraina. Vorbim de reconstrucție, vorbim de ce ar însemna pentru România și o să vezi ce scandal va fi în Franța, atunci când se va pune problema aderării Ucrainei, care nu este un stat de îngeri, să fim înțeleși, bine, are corupția, ei are cam tot Ucraina. Nu sunt diferiți față de ce știm noi de Estul Sălbatic. Însă, acum suntem obligați să o apărăm pentru că avem de-a face cu o invazie a Rusiei. Invazia unui stat... Ne apărăm pe noi înșine. Este, doar Hitler a mai făcut chestia asta. Să șteargă, ambiția să șteargă o cultură, da? Exact cum fac ruși. Nu există Ucraina. Nu există Ucraina. Da. Există doar ruși. Lucrul ăsta trebuie amendat. Suntem în secolul 21. Nu mai putem asista la acolo. Să ne luăm și noi, să ne luăm dreptul de a folosi verbe, de a face uz de predicate, de a vorbi despre atac, intervenție, apărare, cu mai multă temeinicie așa. Mulțumesc mult, Sabin. Îl regăsiți pe Sabin la ora 23, cam fiecare seară, cu emisiunea lui România de la Z. Și nu doar ea, nu doar România singură, România în contextul ăsta european tot mai chinuit, mai tulbure. Un context european din care măcar noi românii nu trebuie să uităm, nu zic să nu excludem, nu trebuie să uităm că avem o datorie față de alți români, chiar dacă doamna Zaharova de pe la Moscova, ați văzut, vine cu niște cifre, documente, limba moldovenească, niște aiureli de felul ăsta. Avem o datorie față de românii din afara granițelor noastre. Mă duc direct către Republica Moldova și din proiectul de țară, că emisiunea asta se numește Proiect de Țară România,
Din proiectul ăsta de țară nu trebuie să lipsească Republica Moldova. Până când lucrurile vor fi aranjate așa cum atât România cât și Republica Moldova susțin că e bine ca ele să funcționeze împreună, și anume într-o graniță comună, într-o lume liberă a Uniunii Europene. Încercăm să ne apropiem mai tare de Republica Moldova, în felul în care putem să facem lucrul acesta, lansând canale de televiziune. Peste puțin timp, chiar de ziua copilului, va fi un cadou frumos, sperăm, pentru că vor fi titluri interesante. Am aflat de la colegul Adrian Bucă. Se va lansa Cinemaraton Moldova. Suntem în direct cu colegul nostru, Adrian Bucă. Este manager de proiect, este directorul postului de la București, Cinemaraton, și va conduce și operațiunea din Moldova. Salut, Adi, bine ai venit! Mulțumesc frumos pentru prezență! Bună, Costi! Mulțumesc de invitație! Dă-ne detalii! Spune-ne despre grilă! Ce vor vedea românii din Republica Moldova la Cinemaraton Moldova? Cât de diferit va fi semnalul de acolo față de ce oamenii sunt obișnuiți să vadă aici? Va fi practic o altă grilă decât cea de la Cinemaraton de aici, dar vor fi tot filme românești, vor fi filme moldovenești. Producția de film moldovenesc a crescut în ultima perioadă chiar și cu producții foarte bune. Foarte mulți regizori fac filme și în România, regizori moldoveni. Chiar ministrul culturii din Moldova de la momentul ăsta, Sergiu Protan, e un regizor care a regizat în România și a fost și el un sprijin important pentru noi pentru a aduce acest canal nou, Cinemaraton Moldova, pe care, cum spunea, îl vom lansa la 1 iunie în Moldova. Și cred că va fi un canal bine primit de telespectatori. El va fi difuzat în rețelele de cablu acolo, nu? Din Republica Moldova. Rețelele de cablu, da. Rețelele de cablu din Moldova. Probabil nu din prima pe toate. Va fi un timp probabil de propagare a canalului. Dar lansarea oficială este la 1 iunie în Moldova, unde o să avem o conferință de presă, unde o să fim împreună cu colaboratorul nostru, Virgiliu Mărgineanu, care este președintele Uniunii Cineștilor din Moldova și va fi un reprezentant al nostru acolo. Va fi un pilon important al canalului nostru în Moldova. Virgiliu e și un producător de film important din Moldova. A produs și el filme și în România. A făcut Nuntă în Basarabia, dacă l-ați văzut. Un film foarte bine primit. Spune că pentru 1 iunie grila va avea bucurii, da, pentru, fiind 1 iunie, copii. Vom construi o grilă cu filmele Elisabetei Bostan, Veronica, Saltimbanci și Amintiri din copilărie. Și nu numai, vom intra și cu filme mai grele, ca să zicem așa. Dar profitând de această zi, s-a întâmplat cumva să fie 1 iunie, am zis să marcăm momentul ăsta cu aceste filme care sunt cunoscute pe cât de cât și în Republica Moldova. Bine, o să avem și film moldovenesc de limbă română, tot film clasic. Nu știu, avem Ivan Turbinca, de exemplu, da, limba română, un film, da, bun. Telespectatorii din România, pentru Cinemaraton România. Cu, da, telespectatorii din România au acces la aceste filme? Le pot vedea pe canalul românesc, nu, Cinemaraton? În primă fază nu vor vedea acest stream al canalului de Moldova, pentru că sunt diferite, dar noi, fiind în Moldova, vom aduce multe filme, vom face o selecție împreună cu colegul nostru Virgiliu Mărgineanu, de care vă spuneam, și vom aduce film românesc pe care îl vom duce în grila Cinemaratonului România. Filmele moldovenești de care spuneam, filme foarte bune, de valoare, am văzut și eu anul trecut la premiile Vucin,
se produce bine în Republica Moldova. Și telespectatorii români vor beneficia de această intrare a noastră în Moldova, pentru că vom aduce de acolo filmele moldovenești care cred că vor prinde și aici foarte bine. Să le aduceți cu niște vin moldovenesc, că merg bine așa. Le aducem și cu vin și cu bomboane de ciocolată, cum se vine de la Chișinău mai nou, așa? Bomboanele Bucuria, așa este. Da, exact. N-am vrut să fac o reclamă, dar... Oricum. N-am să mai facem și reclamă. Așa cum spuneam, putem să... Și trebuie să avem în vedere Republica Moldova, să încercăm să fim cât mai apropiați, să realizăm conexiuni, să avem discuții, să aflăm despre viața oamenilor de acolo în egală măsură, să le transmitem informații despre viața noastră de aici. Mulțumim mult, Adi, mult succes cu postul, succes cu revista de presă. Și ne auzim și vă așteptăm. Vă ținem la curent. Mulțumim. Mersi. Frumos. Mersi. Așadar, mult. Mersi mult, Costi. Succes, baftă. Salut. Să fie. De la 1 iunie, din data de 1 iunie, avem post Cinemaraton în Moldova. Un post nou, un post care le va arăta oamenilor filme românești și filme din Republica Moldova. Până să trecem la subiectul următor, ar mai fi 4 minute până să începem să vorbim despre bani, despre deficit. Haideți să vedeți o știre apărută în Hot News, e dată inițial de G4 Media. Pensionare la vârful SRI. Un general numit în mandatul lui Helvig se pensionează la 48 de ani. Totul legal, normal. Generalul Cristian Bizadea, nu Beizadea, e Bizadea, da? Adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, se pensionează la vârsta de 48 de ani. Mă rog, când a fost numit și așa mai departe. 48 de ani, dați-vă seama. Bun, acum tăiați puțin pe mine că să caut eu ceva aici în tabletă. Exact asta fac acum. Am uitat de curiozitate și zic, hai să vedem la ce vârstă se pensionează ea prin Statele Unite ale Americii. Ia fiți atenți ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. America, țara aia mare și puternică. Ăștia din CIA, adică ăștia de rangul SAS 3 și dedesubt, nu știu ce naiba înseamnă rangul ăsta, importantă este vârsta, 60 de ani. Ăia care sunt SAS 4 și deasupra, 65 de ani. Adică între 48 și 60. Mai tăiați o dată pe mine că mai am o chestie de arătat. Și să o caut și să nu vadă lumea ce căutăm noi pe aici, așa și pe unde căutăm. M-am dus să văd și pe la soldați ce se întâmplă cu soldații în Statele Unite. Ia uitați-vă, tot generali. Armata americană, celebra armată americană. Generalii, ofițeri, trebuie să se retragă în luna care urmează cele în care împlinesc 64 de ani. Altfel, totuși, de fapt, secretarul apărării, Lloyd Austin, în cazul acestui mandat al președintelui Biden, poate amâna retragerea unui general până când ofițerul împlinește 66 de ani. Și președintele o poate amâna până când ofițerul împlinește 68 de ani. Păi cam astea sunt informațiile, cu asta am vrut să vă delectez. Așadar, în minunata țară numită România, al cărei produs intern brut este de 350 de miliarde de euro, hai să zicem că vreo 380 de miliarde de dolari, da? Oamenii se retrag la 48 de ani. În țara numită America, o țară al cărei produs intern brut este de 24.000 de miliarde, parcă pe acolo, dacă nu mai bine, de dolari pe an, da? Adică faceți calcul, ce de 80 de ori peste România, se pensionează la 68 de ani, dacă vrea domnul președinte al țării. Asta ca să facem așa introducere la povestea asta cu deficit și cu bani pe care România, deși nu-i are, îi aruncă cu nonșalanță și la pensii cărora eu îmi permit să le spun de speciale, nu de serviciu, așa cum le spun cei din armată. Și acum hai să fim serioși, că generalul ăsta, Bizadea, sau cum îl cheamă, nu era pus de nimeni.
da, să alerge, să sară garduri, să țină probe fizice sau și așa mai departe. Și de experiența unui astfel de cetățean, țara are nevoie și putea fi plătit în continuare în calitate de salariat. Ei bine, nu! În țara asta sunt unii care ies la pensie la 48 de ani. Deficit! Doamna Alexandra Smedoiu, președintele CFA România, mulțumim frumos pentru prezență, doamnă. Bine ați venit! V-a surprins deficitul ăsta de peste 3% la 4 luni? Că nu e sustenabil, nu e sustenabil, dar până unde credeți că se poate duce? Aș vrea să spun că m-a surprins, însă într-un an electoral de regulă se întâmplă așa, se întâmplă și la case mai mari, nu la noi. Mereu când sunt ani electorali, deficitul crește poate mai mult decât în alți ani. Este însă ceva ce trebuie să ne îngrijoreze pe noi pe toți, nu doar pentru anul 2024, ci și în perspectivă. Spun asta pentru că dacă ne uităm la execuția bugetului, vedem câteva date îngrijorătoare și anume că aproximativ 3 pătrimi se duc pe salarii, pensii și alte cheltuieli fixe. Deci cumva suntem blocați, să spunem, în acest cerc. Dar nu credeți că ar trebui să ieșim din această regulă nescrisă? Avem voie să facem ce vrem noi în an electoral, doar așa ca să ne aleagă lumea și țara să fie liniștită, urmând ca după aia să vină prăpădul? Sigur că acestea sunt lucruri la care trebuie să ne gândim pe termen lung, nu vorbim doar de anul curent, iar ca lucrurile să se rezolve cu adevărat, chiar ar trebui o viziune. Și dau un singur exemplu, pot fi date mai multe exemple, mă voi opri la unul singur și acela este cheltuiala cu pensiile. Cu toții suntem de acord că trebuie ca pensionarii să aibă o pensie decentă, să-și poată permite costul vieții în condiții de inflație. De asemenea, vedem că și numărul pensionarilor crește și va crește mult mai accelerat în următorii ani. Este clar că este nevoie de o nouă paradigmă aici, pe termen lung mă refer. Care va fi acea paradigmă și cine și-o va asuma? Pentru că această paradigmă înseamnă poate vârstă mai crescută de pensionare, poate schimbarea aceasta de imagine a statului care trebuie să asigure întreg venitul la pensionare. Deci sunt lucruri care trebuie gândite pentru întreaga societate. Eu nu văd însă aceste discuții întâmplându-se acum în România și asta mă îngrijorează. Este inevitabilă ridicarea vârstei de pensionare în România? Nu mâine, poi mâine. Haideți să ne raportăm la o fereastră de timp de, să zicem, 10-15 ani de aici înainte. Absolut, absolut. Este absolut inevitabil. Întrebarea e doar când măsura va fi inevitabilă, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani. Probabil că mai degrabă, mai curând decât mai târziu, pentru că bugetul de pensii va fi grevat de ce în ce mai multe obligații de plată. Iar ca să le putem onora, fie trebuie să creștem taxele, ceea ce va afecta pe absolut toată lumea. Și da, aici este o întrebare. Câte creștere de taxe poate suporta economia? Sau să împrumutăm în continuare? Însă, și aici mă întorc la partea de deficit. Aici și această împrumutare are un cost, odată este costul finanțării și apoi gradul îndatorării. Cu cât ne împrumutăm mai mult, cu atât suntem mai riscanți, să spunem, din perspectiva investitorilor, cu atât sunt cheltuielile cu dobânzile mai mari și tot așa într-un cerc. Dacă guvernul acesta sau cele care vor veni după alegeri ar avea o atitudine directă, tranșantă în legătură cu cheltuielile pe care țara le are astăzi,
tot ar fi nevoie de o creștere a vârstei de pensionare? Da, cred că acest aspect e unul cu care ne vom confrunta, cum spuneam, poate peste 5 ani, poate peste 10 ani, poate mai repede, pentru că crește și numărul de persoane care vor fi susținute de sistemul de pensii și crește și perioada, pentru că a crescut față de, nu știu, dau un exemplu, față de anii 60-70, a crescut de asemenea speranța de viață. Deci perioada în care statul plătește această pensie este și ea mai lungă. Deci, pur și simplu, e matematic. Nu dă, cum se spune. Acum o să rog pe colegi să mai așeze o dată graficul. E un grafic al deficitului bugetar pe primele 4 luni din an, procent din PIB, și sunt luați ani, doamna Smedoiu, 2010, 19, 20 până în 2024. Guvernul spune că a depășit 3% pentru că au plătit în avans pensiile ca să aibă lumea banii de Paște. Dar chiar dacă am scoate acești bani, deficitul s-ar duce la minus 2,7%. Ce este tulburător, îngrijorător și de neînțeles este cum am reușit să avem un deficit mai mare față de 2020, când în primele 4 luni, o lună și ceva, o lună jumate, dacă nu mai bine, oamenii au stat acasă. Deci, practic, statul a avut doar cheltuieli, n-a avut și venituri. Pe ce reușim să dăm atâția bani? Că de încasat, am văzut, sunt încasări, totuși mai mari decât anul trecut, dar e o explozie de costuri. Așa este. Sunt și creșteri pe încasări, ceea ce este bine și voi reveni imediat, însă creșterile pe cheltuieli sunt mult mai mari. Într-adevăr, o parte din explicație este legată de plata anticipată a pensiilor înainte de Paști, însă nu poate fi întreaga explicație a creșterii, mă refer ca și procent din produsul intern brut comparativ cu perioada similară a anului 2023, deci avem și o creștere de aproape 30% pe partea de cheltuieli. Am observat de asemenea și o creștere pe partea de investiții și aici vreau să semnalez că anul trecut și sper că acest lucru va continua și anul acesta. Am avut un grad mare de absorție pe fondurile europene și o parte din aceste fonduri au cofinanțare, adică statul trebuie să pună și el bani ca parte a planului de investiții. Deci am observat și partea aceasta de creștere a investițiilor. Însă, per total, avem o creștere mult mai mare la cheltuieli decât la venituri. La partea de venituri, după cum știm, anul 2024 a adus impozite și taxe mai mari pentru o parte din companii și chiar și pentru o parte din persoanele fizice. Mă refer la companiile mici care au ieșit din regimul de micro-întreprindere, spre exemplu, sau la domeniile cu suprataxare energie, bănci, dar și, de exemplu, la persoanele fizice autorizate. Deci statul a încasat mai mulți bani pentru că a pus impozite mai mari, însă asta nu schimbă ecuația totală, așa nume că cheltuielile au crescut mult mai mult. Ce înseamnă acest lucru? Noi suntem acum la 4 luni. Practic, dacă ne propunem să rămânem la 5% din PIB și deja suntem la 3, ceva, de-abia după 4 luni, probabil că ținta de deficit este imposibilă. Estimările analiștilor sunt mai degrabă că vom fi spre 6%, asta dacă vom reuși totuși să fim mai cumpătați. Aici ați inclus și o opinie pe care o aveți dumneavoastră? Da, avem un studiu al analiștilor financiari pe care îl realizăm periodic și care se referă la așteptările pentru principalii indicatori economici la decembrie 2024, iar estimările noastre sunt mai degrabă spre zona de 6%, de 6 puncte procentuale deficit ca pondere, ca procent din produsul intern brut. Voci europene
merg și mai sus, merg dincolo de 7, cam asta ar fi un scenariu pe care l-am văzut rostit. De, repet, voci ale unor specialiști care activează în Europa. Da, cum spuneam, sunt multe variabile anul acesta. Deci pot fi mai multe scenarii și da, un scenariu tragic din punctul meu de vedere poate fi și acesta cu 6-7. Să nu uităm că noi venim din perioada pandemică, când statul a cheltuit foarte mult pe măsurile de ajutor, venim de la un deficit de aproape 10%, o cifră inimaginabilă, aș spune, o sumă inimaginabilă acum câțiva ani. Și trebuie să ne întoarcem încet, încet spre 3%. Deci drumul este unul foarte lung și va fi destul de anevoie. Aveți experiență în citirea bugetelor. Unde credeți că ar trebui să fie primul punct la care să se oprească statul în momentul controlului de costuri? Uitându-vă la execuția bugetară, care ar fi prima măsură pe care ar trebui să o ia? Prima măsură ar trebui să fie controlul cheltuielilor. Este foarte ușor să zicem, astea sunt cheltuieli, ele sunt fixe și de fapt ne trebuie mai multe venituri. Însă măsura aceasta de a crește constant taxele se poate întoarce înapoi, pentru că creșterea taxelor poate de fapt să ducă la o decelerare a activității economice și să determine până la urmă venituri mai scăzute sau mult mai mici decât cele estimate. Deci prima măsură trebuie să fie controlul cheltuielilor și în special acestor cheltuieli fixe. Cheltuielile fixe sunt coșmarul oricărei companii sau oricărei familii care bugetează, pentru că sunt acele cheltuieli care e foarte greu să le miști. Acolo trebuie să umblăm. Și din categoria cheltuielilor acestea, care ar fi cele la care ați merge prima dată? Cele asupra cărora statul are cel mai mare control. Ar fi cheltuielile de personal și alte cheltuieli din zona aceasta. Nu spun cheltuielile cu pensiile, pentru că aici bugetul este fix. Partea aceasta nu mai poate fi scăzută pensiile odată crescute. Dar să nu uităm, spre exemplu, că sunt anunțate inclusiv în a doua parte a anului majorul de pensii. Deci inclusiv acolo statul trebuie să se gândească foarte bine dacă ni le permitem acele cheltuieli și dacă ni le permitem anul acesta. Cheltuieli de personal, deci mergeți direct la numărul de salariați sau la costurile cu salariații, ca să nu zicem direct număr. Trebuie să spun acum, aici trebuie făcut o analiză. Am văzut destule analize care au în vedere, spre exemplu, salariul mediu în privat versus stat. Deci sunt multe analize care se pot face aici. Iarăși, dacă statul s-ar comporta ca o firmă, și-ar face această radiografie a cheltuielilor și ar încerca să vadă unde se pot obține eficiențe. Așa acționează un privat care este constrâns de un buget. Bun. Acum v-aș întreba puțin și de inflație, că am ieșit din nou campioni. Toată această poveste cu creșterea salariului minim, cu mărirea pensiilor, nu face altceva decât să alimenteze inflația. O altă țintă pe care guvernul și-a asumat-o și de care pare gata să se despartă. Realitatea asta spune. E frustrant pentru oameni să vadă că în multe țări europene inflația a ajuns la 0 și ceva, virgulă ceva, că media la nivel UE este pe la 2% și noi stăm în continuare la 6%. Cum vedeți potolirea acestui fenomen? Da, estimările noastre pentru inflația anul acesta sunt undeva mai degrabă spre 6%. Deci o inflație mare comparativ cu celelalte state europene și cu media europeană. Deci toate aceste creșteri de pensii, salarii, și nu mă refer aici doar la stat, și la privat, atunci când
există deficit de forță de muncă pe piață, asta duce la creșterea salariilor. Creșterea salariilor duce la creșterea consumului, deci creșterea prețurilor, deci inflație. Toate sunt legate, însă inflația generează cost de finanțare foarte mare, care lovește în investiții. Deci, cumva trebuie spartă această buclă și probabil că ea se poate sparge fiecare dintre noi acceptând o parte din acest cost. Adică, spre exemplu, firmele să internalizeze o parte din costurile crescute de pe lanțul de producție salariat și de asemenea să accepte o mică parte din costul creșterii vieții și, practic, dacă toată lumea acceptă să înghită, cum se spune, câte puțin, atunci, da, poate fi domolită inflația. Să treacă alegerile, toată lumea a impus și pare că suntem cu toții poate resemnați în fața acestei bariere de timp, așa, limite de timp, și anume alegerile. Mulțumim frumos pentru prezență, doamna Alexandra Smedoiu, președinte al CFA România. Astea sunt cifrele, asta e realitatea în țară, astea sunt costurile, n-avem ce face, vorba doamnei Smedoiu. Avansăm încet, încet, mergem spre alegeri, după care spun toți specialiștii, feriți-vă, nu o să fie bine. Toate investițiile pe care le face acum guvernul, l-am auzit pe premierul Ciolacu spunând, investim, e foarte bine că facem asta, este de apreciat, de salutat această creștere spectaculoasă a investițiilor pe care guvernul a reușit să o facă și dorește să o facă. Continuă să o facă în România, numai că ele nu vor produce bani imediat, așa cum guvernul speră să dea drumul la un mecanism care să alimenteze și cu venituri imediate. Prin urmare, 2025 se anunță greu, tare greu. Cu o pauză e bine să înceapă toate lucrurile, ceea ce facem și noi chiar acum, la capătul primei ore de emisie. Corect, sănătos, cu numere de felul ăsta. Primele patru luni ale anului 2024 ne referim la bugetul țării, unul la care contribuie toți românii și din care trebuie să trăiască, sperăm noi, cât mai bine, așa ne dorim cu toții, toți românii. Deficit de 57,29 de miliarde de lei. Asta, să mai zicem o dată, care e treaba cu deficitul ăsta? Este diferența între cât a cheltuit statul și cât a încasat. Așadar, are pe minus 57,29 de miliarde de lei. De unde trebuie să scoată banii ăștia? Păi n-are de unde să-i scoată decât dacă se împrumută. Ghiciți ce, împrumuturile vin cu dobândă pe care tot noi o plătim. Să nu credeți că ne iartă cineva. Domnul Bogdan Glăvan, profesor de economie, mulțumim mult pentru prezență, domnule Glăvan. Bine ați venit. Bună seara. Bună seara. Vă așteptați la atât de mult, 3,24%? Bine, statul spune că s-au strâns numere mai generoase pentru că a plătit pensiile în avans. E cam trist așa să dai vina pe pensionari, dar asta e situația. Nu prea mă așteptam și, fiindcă ați pus o asemenea întrebare, vreau să menționez și faptul că am auzit aseară pe cine, un formator de opinie, spunând, domnule, noi cum știam că într-un asemenea an electoral se va cheltui fără limită, deci oricum știam că se va întâmpla, că se vor scăpa hățurile. Mie mi se pare o asemenea poziție un pic irresponsabilă. Nu putem să ne împăcăm cu ideea că se scăpă hățurile și șoferul duce mașina în șanț. Mi se pare complet aiurea. Deci nu mă așteptam să ajungem să avem un deficit mai mare decât cel în risca pandemie, când economia a fost închisă, ne amintim, da, de la jumătatea lui martie, în aprilie, când taxele au fost suspendate, amânate. Deci statul nu mai colecta și un deficit mare de când în 2010
pe tânderea mândita mai criza financiară. Nu este nici motiv pentru care România s-a dorit din aceste crize globale. Și iată că totuși am bătut și aceste recorduri în cel mai propice context posibil pentru țara noastră. Un exact în înțelesul cuvintelor pe care tocmai le-ați spus, am așezat acum pe ecran comparația cu deficitul la primele 4 luni din acest an. Chiar și dând la o parte banii plătiți în avans pentru pensii, ca oamenii să aibă bani de Paște, deficitul pe 2024 tot la minus 2,7% ar veni, într-adevăr mai mare față de 2020, când în primele 4 luni, într-o lună jumate, practic n-a muncit nimeni. Din 7-8 martie încolo, martie și aprilie, n-a mai muncit deci nimeni. Este absolut uimitor, ca să folosesc un termen neutru, ce se întâmplă. Nu am mai asistat la o asemenea devalizare, un asemenea tun în bugetul țării celălalt după Revoluția. Vreau să mai menționez un lucru. Dacă vă uitați și pe veniturile fiscale, așa numitele venituri fiscale ale statului, adică venituri din taxe, că guvernul mai obține venituri și din alte lucruri, obține din fonduri europene, da, 4% din PIB anual, că de asta eu mai devreme că suntem în cel mai propice moment al istoriei noastre. Păi când am mai primit noi pomană 4% din PIB? Dacă dăm la o parte alte venituri nefiscale, da, dividende pe care statul le ia de la companiile de stat și așa mai departe, deci dacă ne concentrăm doar pe veniturile din taxe, unde auzim de la Ministerul de Finanțe, de la domnul Boloș, de la domnul Ciolacu, că merge treaba, că e mai bună colectarea, că suntem pe drumul cel bun și așa mai departe, și ne uităm în această statistică, vedem că nu s-a îmbunătățit absolut deloc. Procentul din PIB al veniturilor fiscale este identic cu cel de anul trecut. Identic. Deci nu s-a îmbunătățit absolut deloc, deși și aici trebuie să ne ținem de masă, impozitele au crescut. Da. Păi și care sunt soluțiile? În condițiile astea, vă gândiți că deficitul la finalul anului va sări serios de 6%? Sigur că ne putem gândi la orice, de fapt nici nu prea are sens să mai gândim, ne-a spus Comisia Europeană că deficitul se va duce în jur de 7%. Consiliul Fiscal, același lucru. Sigur că guvernul poate să falsifice acest deficit, la fel cum a făcut anul trecut. Poate să amâne cheltuieli, poate să raporteze greșit, așa cum a făcut-o anul trecut, repet. Și pot să spun la finalul anului, n-a avut dreptate Glăvan, că n-am avut 7%, avem 6% sau 1%, da? Însă nu asta contează. Ce descoperim noi acum este că, de fapt, deficitul bugetar din 2022 a fost fals, din 2022 a fost artificial de mic, a fost fals, pentru că a fost astupat prin inflație, cu ajutorul inflației. După care, deficitele din 2023 și din anul acesta ne arată adevărata a finanțelor publice. Deci, într-un fel, ca să punem lucrurile în perspectivă, nu este în întregime corect să spunem că mergem din rău în mai rău. Nu, am mers foarte rău și în 2022. Noi acum vedem cât de rău am mers atunci, de fapt. Am fost mintiți și atunci că deficitul este 5% și ceva. Nu era un deficit real, nici ăla. Ăla era 5% cu ajutorul inflației. Iar acum, când nu mai este inflația atât de mare, deși au crescut taxele, vedem că deficitul se duce spre 7% la nivelul întregului an. Da, în condițiile astea este oportună chestiunea asta cu creșterea salariului minim? Vine valul de creștere de pensii. Ne uităm că la inflație conducem detașat în Europa.
Ea cum poate fi stopată în momentul în care mai mulți bani sunt puși în circulație? Este un cerc vicios între disperarea guvernamentală de a potri cerințele care vin din partea sindicatelor și a diverselor grupuri. E o disperare pentru că suntem în an electoral și nu vrea să ne mulțumească pe nimeni, trebuie să facă fericită pe toată lumea. Și a doua componentă a spiralei, această încetinire a inflației, care nu depinde de guvern, este indusă de contextul internațional, că vedem că prețurile scad și în Occident nu mai e inflație. Da? În Elveția nu e inflație, în Germania nu este inflație. Deci s-a terminat cu inflația, exportă inflație. Și atunci, pentru a compensa acest efect de încetinire a inflației, guvernul mărește taxele. Deci suntem într-o spirală din asta. Inflația ar fi semnificativ mai mică dacă guvernul nu ar mări taxele. Dar guvernul trebuie să mărească taxele pentru că nu are bani cu care să cumpere voturi. Și în final, cu o mână dă cu altă ea, cu o mână dă cu altă ea, și precum un excavator, nu face decât să sape mai mult și mai mult în bugetul țării, când o gaură din ce în ce mai mare. Da, la un moment dat, chestia asta trebuie oprită, nu? Păi, nu știu, s-a gândit cineva că prin legea bugetului au fost stabilite niște ținte. Care, începând cu luna ianuarie, au început să se dea. 5% acolo, 10% acolo, încă ceva acolo, încă o subvenție dincolo și nu văd că s-a rupt tema în mai. Trebuie ca guvernul să se oprească de 20 de ori până acum și să zică, băi, noi când am făcut bugetul, n-am luat în calcul că trebuie să mai dăm banii ăștia la cineva. Da? Deci suntem mult în afara bugetului proiectat, suntem în bălării, după cum spuneam la început, dar asta nici nu are nicio valoare. Deci acești oameni care creează bugete și strategii fiscale sunt hârtie igienică, n-au nicio valoare, pentru că ei guvernează pur și simplu pe principiu după noi potopul. Hai să facem acum ce o face și după aia pura și la gara. V-am mai întrebat asta, dar între timp nu veniseră cifrele astea cu deficitul la luna aprilie. Să ne așteptăm la ce, ziceți dumneavoastră, mai degrabă? Ce fel de creșteri de taxe? TVA mărit? Alte taxe puse pe mediul de afaceri? Și una și cealaltă? Da, cu siguranță vom avea creșteri de taxe pe tot palierul. Repet, dacă rămân cu aceleași persoane la butoane. Evident că asta vor face. Asta au făcut și până acum. Asta au făcut în 2022, asta au făcut în 2023 și țin să amintesc că anul trecut au scris două pagini de creșteri de taxe. Sunt în planificarea bugetară, în fiscal bugetară. Două pagini. Deci nu văd ce ar împiedica, din contră, așa cum au și amenințat sau promis, vor mări taxe din nou, tot așa, încă vreo două pagini de creștere de taxe. Nu se pot referi la un singur impozit, ci vor avea în vedere și impozitul pe salarii, probabil o progresivă care să taxeze mai mult salarii mai mari, și impozitul pe proprietăți și TVA-ul, deci o să fie pagini. Sumbră perspectivă ne aduceți în față. Mulțumim mult. Păi, dar nu există perspectivă optimistă când finanțele țării sunt pe mâna unor persoane care de fapt nu se uită la cum cheltuie bani. Da, o măsură sănătoasă, corectă, pe care ar trebui să o ia guvernul, indiferent care va fi el, în secunda zero. Care ar trebui să fie prima? În acest moment sau anul viitor? Păi să nu ne gândim la alegeri, să ne gândim că guvernele pe care le alegem în țara asta ar trebui să decidă de fiecare dată ce e mai bine astăzi pentru țară.
Haideți să instituim un principiu. Că există, de fapt, niște principii, niște limite puse în legislația românească. Nu poți să schimbi impozitele cu 6 luni, cum mai devreme de 6 luni, da? Ar trebui un principiu foarte clar. Dom'le, nu poți să dai măriri într-un an electoral. Să fie interzisă această mită electorală care, de fapt, nu face decât să decapitalizeze întreaga societate. Da, ar fi o măsură care probabil ar putea fi trecută ușor prin Parlament. Adică, dacă ai o majoritate acolo, nici textul de lege nu pare deloc greu să fie redactat. Trebuie o majoritate de oameni căreia să-i pese de acest lucru. Trebuie să așteptăm alegerile. Vedeți că tot aici ajungem vrând nevrând. Mulțumim mult pentru prezență, domnul Bogdan Glăvan, profesor de economie, în cuvinte care reflectă realitatea. Aș vrea să vă arăt, că vorbim de inflație, până să trecem la subiectul următor, să vă arăt graficul ăsta. Asta e inflația dată de Eurostat. Deci începe, sper eu să pot, pe Instagram e mai greu cu ăștia de la Eurostat. Mă rog, ce vedeți cu albastru este inflația la luna aprilie în zona euro, da? Adică moneda euro, 2,4%. Lituania, vedeți cât are, e prima din stânga, 0,4%. Urmează Danemarca, Finlanda. Pe firar ei să fie de ăștia din nordul Europei, cum reușesc ei să se descurce, da? Vine Italia însă, 0,9, apoi Letonia, Irlanda, Cipru, Portugalia. Vă întrebați unde e România? România e pe pagina cealaltă, stați să dăm pagina. Și unde credeți că o găsim pe România? Ea e cea mai din dreapta. Dacă suntem și noi buni la ceva, suntem buni la inflație. Lună de lună rupem tot, nu ne stă nimeni în cale. 6,2% inflație. 6,2%. În spatele nostru vin Belgia, Croația, Ungaria, Austria, Spania și așa mai departe. Bun. Inflația, îți mai spunem o dată, ce înseamnă? Da? Înseamnă o creștere a prețurilor față de aceeași lună anului trecut, când vin guvernanții și spun inflația s-a temperat, s-a domolit, nu este decât nu știu ce, nu înseamnă că această temperare, inflația a scăzut, da? Creșterea prețurilor continuă cu un procent însă mai mic decât am întâlnit în anul trecut. Deci prețurile cu 6,2% mai mari decât anul trecut. În luna aprilie, lideri, veți vedea, și mai suntem lideri la o chestiune, la ora 21 și 30 de minute vom vorbi despre treaba asta, la altă, la care suntem lideri. Vreau să vă arăt un film, un filmuleț. Se împlinesc pe 28 mai, astăzi, adică 37 de ani de la un eveniment care a arătat, spun eu, slăbiciunea, nefericirea. Cred că mai din spate trebuie dat filmul, că eu văd ceva în monitor acolo. Sistemului sovietic. S-a suit un puști în avion și haideți să vedeți ce a făcut. Voi traduce odată cu difuzarea filmului. Hai să punem film. Nu, mai din spate trebuia dat filmul ăsta. Din momentul în care am început zborul de la Helsinki, nu știam dacă vreau să ajung la Moscova, pot ajunge până acolo. M-am suit în avion cu o singură chestiune, o singură întrebare aveam în minte. Ce fac eu acum? Eram speriat, dar eram convins că fac lucru care trebuie făcut. Știam că dacă nu merg acum la Moscova, nu voi ajunge, nu voi avea niciodată oportunitatea de a ajunge acolo. Acesta este zborul tipului care s-a luat de piept cu sovieticii. Principala idee pentru care a fost acolo a fost că am vrut să construiesc un pod imaginar între cele două blocuri, blocul de est și blocul de vest,
separate de cortina de fier. Ce m-a determinat să fac chestia asta a fost întâlnirea eșuată dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbachev de la Reykjavik, Islanda, în toamna lui 1986. Lumea se chinuia atunci să facă pace. Războiul rece era foarte amenințător și era un mare risc că am putea face față unei catastrofe nucleare în Europa. În Europa și în întreaga lume, completez eu. Voiam să le arăt politicienilor, americanilor, Ronald Reagan, că singurul, că numai dialogul ne poate salva de o această eventualitate a unui război nuclear. Cel mai greu lucru a fost să găsesc curajul. Oare sunt suficient de curajos ca să zbor deasupra, dincolo de cortina de fier? Se întreba acest tânăr la vremea aceea, cetățean german. După ce am trecut granița în Estonia, un avion militar, un MiG-23, s-a apropiat de mine. A fost momentul în care inima mi-a sărit în gât. M-am panicat, de înțeles, aș spune. O, Doamne, ăsta e ultimul meu ceas, a spus el. Uite, am stat așa câteva minute, nu s-a întâmplat nimic și la un moment dat avionul a dispărut. În acel moment am putut să-mi continui zborul. A fost o chestiune de necrezut, de neînțeles. Uitați avionul cum ajunge în Piața Roșie din Moscova. Când am ajuns la Moscova, n-a fost foarte ușor să găsesc Piața Roșie. Am încercat de două sau trei ori am zburat de două sau trei ori la 8 metri deasupra Pieței Roșii. Dar era multă lume acolo și n-am vrut să rănesc pe nimeni. Am vrut să le arăt tuturor că intenționez să aterizez. Dar de fiecare dată când îmi începeam apropierea, se adunau oamenii acolo unde voiam să aterizez. Așa că m-am uitat la o alternativă, am găsit un pod în Piața Roșie și am zis, ok, nu-i mare problemă. Pur și simplu trebuie să aterizez pe pod. Asta fac și să merg în Piața Roșie ca o mașină să duc avionul până acolo, ceea ce aș fi făcut. Sunt imagini filmate chiar atunci. M-am dat jos din avion și 50 sau 60 de oameni s-au apropiat de mine, râdeau, erau fericiți, erau veseli, m-au întrebat de unde vin și când le-am zis că vreau să-l ajut pe Gorbachev în lupta pentru dezarmare. Toți au început să aplaude și au spus, vai, asta este nemaipomenit. Înveți pe cineva să zboare? El a zis, nu, îmi trebuie 2 ani de licență ca să dau lecții de zbor. Matias a fost arestat de KGB și dus în fața judecății, dus la judecată. Aceștia sunt părinții lui Matias Rüst. Avea 18 ani pe vremea aia, cetățean german. Puțin mai tare, dacă se poate. Gorbachev l-a dat afară pe ministrul apărării, pentru că asta era o chestiune cu care Uniunea Sovietică nu se mai întâlnise. A fost condamnat la 4 ani de închisoare, Matias. Vă mulțumim pentru fiul dumneavoastră. Sper că Gorbachev îl va salva de la închisoare pentru că este o decizie greșită. Am petrecut 22 de ore într-o cameră mică, avea 2 ore de mers în curtea închisorii. Un moment foarte greu, în mod special pentru un puș de 19 ani. Condițiile de viață erau de nedescris, de nesuportat. În așa fel încât mă gândeam că mai bine n-aș fi făcut ce am făcut. În decembrie 1987, Gorbachev și Reagan au semnat pactul de reducere a arsenalului militar a cărei țări.
Ca un gest de bunăvoință, Matias a fost eliberat după doar 14 luni. Avea de făcut 4 ani de închisoare, a fost eliberat după 14 luni. Îmi place, în caracter îmi stă să împing limitele, să trec liniile, să văd cât de mult și de departe pot să merg. Acestea sunt imagini cu Matias, ce ai drept filmate în urmă cu 12 ani. Este foarte important pentru mine. De aceea zborul spre Moscova a fost o experiență bună pentru mine. Mi-a arătat cât de departe un om poate să ajungă. Matias acum lucrează ca analist pentru o bancă de investiții din Zürich și se pregătea la momentul realizării filmului, gata, ăsta e filmul, să devină profesor de yoga. Gata, am terminat pe domnul film. Bun, l-am terminat pe domnul film și v-am povestit despre povestea asta. Să vă prezint și un material pe care l-au realizat colegii de la Focus astăzi. Este tot ceva legat de aviație, dar de o chestiune mult mai actuală, prezentă și care devine din ce în ce mai săcăitoare. Și anume turbulențele. Pentru că brusc au venit peste noi, în presă, două cazuri dure de turbulențe. Un avion al Singapore Airlines și un altul al Qatar Airways. Ce se întâmplă cu planeta asta, ce se întâmplă cu zborurile noastre, urmăriți în materialul următor. Turbulențele sunt de mai multe feluri și de obicei apar atunci când un avion zboară prin curenți de aer care se ciocnesc. Înainte de fiecare zbor, piloții și echipajul participă la o ședință în care se studiază condițiile meteorologice și datele transmise de sateliți. Totuși, unele turbulențe pot apărea intempestiv. În timpul zborului, informațiile pot fi primite pe ecranele radar de la bordul aeronavelor. Sau informațiile pot fi primite de la alte echipaje care au zburat în zonă și raportează că sunt turbulențe. Primul lucru pe care îl fac este să cupleze butonul pentru centurile de siguranță. Specialiștii Școlii Superioare de Aviație Civilă spun că fiecare astfel de incident se raportează și astfel se fac statistici asupra zonelor periculoase. În unele cazuri, piloții pot ocoli aceste zone, dar depinde de mai mulți factori, cum ar fi cât de aglomerat este spațiul aerian în acel moment. Când nu poate fi ocolită zona de turbulență, despre care, pe de o parte, poate să fie informat prin acea documentare înainte de zbor și trebuie să treacă prin ele, se caută, adică sunt proceduri care caută zona prin care Totuși, avioanele sunt făcute să reziste acestor fenomene și fiecare pasager poate scăpa cu cel mult o sperietură dacă respectă câteva sfaturi simple. Indiferent de poziția ocupată în avion și de momentul zborului, purtarea centurii este cea care ne menține în siguranță oricât de intense ar fi turbulențele. În plus, este recomandat să avem cât mai puține obiecte în jurul nostru, precum tablete, sticle sau orice altceva care ne-ar putea răni. Dacă printre cei care nu au călătorit foarte mult cu avionul, teama este mult mai prezentă, pentru călătorii obișnuiți cu zborul, totul este mult mai ușor. Mi s-a întâmplat chiar că am venit în România săptămâna trecută, nu foarte severe, dar cel mai important este să ai cintura și să rămâi liniștit, să nu te agiți prea mult. Știți ce aveți de făcut în cazul unor turbulențe severe? Da, chiar știu ce am de făcut. Severe nu am întâmpinat turbulențe, dar a fost ok, am trecut bine peste, nu a fost nimic grav. Specialiștii spun că cele mai periculoase turbulențe sunt atunci când avionul trece printr-o zonă cu descărcări electrice. Însă cele mai multe turbulențe se întâlnesc peste munți înalți sau oceane. Anul trecut în Europa, cele mai des întâlnite au fost pe zborurile Milano-Geneva și Milano-Zürich, locuri în care se zboară peste munții Alpi. În funcție de locul din avion, turbulențele se simt diferit, dar în ce privește siguranța, este la fel indiferent de loc. Nu este nicio diferență, doar că în spate se simt un pic mai puternic, atâta. Ce înseamnă parte din față spre mijloc, cam acolo sunt cele
mai ok, unde nu se simt foarte tare. Noi sfătuim să-și mențină centurile cuplate absolut mereu. Nu contează unde au locul în avion, că este în față, că este în spate, tot timpul să fie centura cuplată. În ultima săptămână, în cadrul a două zboruri, un pasager a murit și alți 116 au fost răniți. Da, asta e cu turbulențele. Turbulențe mari sunt în lumea politică europeană. Haideți să vă arăt un interviu din The Guardian, dat de ministrul de externe polonez, care ne atrage atenția asupra unor chestiuni la care nu ne-am mai gândit. Acest Radoslav Sikorski, un băiat tare deștept, a făcut omul la Oxford, a fost acolo coleg cu David Cameron, ministrul de externe al Marii Britanii, și el spune că Europa trebuie să se înscrie la o cursă îndelungată de înarmare. O chestie interesantă, zice la un moment dat, și ne aduce cu picioarele pe pământ, pe toți care credeau că războaiele, gata, în epoca modernă, se rezolvă cu arme atomice și atât. Omul zice, aici încerc să mă duc, că ne-am concentrat pe chestiuni de valoare mare, pe platforme high technology și arme de felul ăsta. Iar acum, odată cu războiul ăsta din Ucraina, redescoperim că, de fapt, nu ai nevoie decât de milioane de obuze. Și ai nevoie de volume mari din aceste chestiuni de bază, low-tech stuff, asta spune el. Din chestiunile de bază, de talpa bocancului soldatului. Și mai zice o treabă interesantă, domnul Sikorski, povestește așa, zice, domnule, am vorbit cu companii care construiesc în domeniul înarmării și vin și ne spun așa, nu veni la mine anul ăsta să-mi spui că ai nevoie de tehnică militară și la anul mă lași în pace și nu mai comanzi nimic. E nevoie de un commitment ferm, de o asumare a cheltuielilor militare pe măcar 10 ani, pentru că, spun constructorii de tehnică militară, avem acționari. Și pe ăștia nu-i interesează că vii tu să-mi spui, îți comandă anul ăsta. Nu-mi poți schimba toate procesele tehnologice și de producție pentru o comandă de un singur an. Polonia, vă spuneam, a venit astăzi și a spus că, da, Europa ar trebui să se gândească la trimiterea de trupe în Ucraina. Nu sub steag NATO, ci sub steag individual al fiecărei țări. Președintele Vladimir Putin este în Uzbekistan. Hai să vă citesc și ce a declarat de acolo. E o discuție largă legată de posibilitatea ca... Nu, asta nu e imaginea cu Putin. Legată de posibilitatea ca Ucraina să atingă teritoriul Rusiei cu arme furnizate de Occident. Și Putin zice așa, acești reprezentanți ai țărilor NATO, în special din Europa, mai ales în țările mici, ar trebui să fie conștienți cu ce se joacă. Trebuie să-și amintească faptul că sunt adesea state cu un teritoriu mic și cu o populație foarte densă, iar acest factor este un lucru serios la care ar trebui să reflecteze înainte de a vorbi despre lansarea de atacuri în profunzimea teritoriului rus. Astea sunt noutățile legate de, legate de povestea asta interminabilă, din păcate, a războiului din Ucraina. Noi avem războaiele noastre interne, iar unul dintre ele este legat de calitatea precară a învățământului din România. A publicat Eurostatul un grafic, o statistică care ne așează pe primul loc în Europa în privința numărului redus de cetățeni care au între 25 și 34 de ani, care au absolvit studii superioare. Cel mai mic număr în România, 23%, putem să arătăm graficul ăsta, este postarea de pe Instagram a celor de la Eurostat.
aici în partea de jos, România 23%, Ungaria 29%, Italia 31%. Între țările europene cu cel mai ridicat procent de cetățeni cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani care au absolvit studii superioare, Irlanda 63%, Cipru și Luxemburg. Domnul profesor universitar dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, împreună cu noi. Mulțumim mult pentru prezența, domnule David. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule David, ce avem de făcut ca să ne rupem de coada clasamentului? La fotbal am fi retrogradați de mult. Nu ne place școala, o abandonăm, nu mergem la studii, nu avem unde să mergem la studii. Habar n-am. Care e răspunsul? În primul rând să înțelegem fenomenul, fiindcă știți foarte bine că e un alt mit promovat de unii, că avem prea mulți studenți, avem prea multe universități și că noi ne atacau în spațiu public, că suntem fabrici de diplome, facem prea mulți studenți. Eu am spus de acum 10 ani, știam astfel de date, că noi suntem prost, uite, Irlanda are 63%. Vă dați seama ce diferență, adică cum arată societatea aia față de noastră, în care avem, cât a spus, 23, nu știu de 23 ani. 23%, da. Da, exact. Da. Este o problemă. Ce putem face? Păi cei foarte tineri ar putea să fie implicați în programe universitare la nivel de licență, dar nu toți trebuie să facă programele de licență în varianta tradițională, așa cum o știm. Noua lege a educației, de exemplu, există și învățământul dual, adică un învățământ mai practic, împreună cu firme, împreună cu companii, pentru cei care nu țin neapărat să fie mari oameni de știință, ci doresc să aibă studii superioare pentru a fi mai bine integrați pe piața muncii, ceea ce este un lucru bun. Și de asemenea ar trebui probabil să ne gândim la readucerea celor care sunt deja peste 30 de ani, să-i aducem la școală în regim de învățământ la distanță, de exemplu, de formarea continuă a adultului. Sunt diverse mecanisme care funcționează în țările vestice pe care le putem implica și noi. Dar sigur, un element cheie este cum îi pregătim în preuniversitar, adică de când intră în liceu, cum le dăm un set mental prin care trebuie să înțeleagă că astăzi licența este ceea ce era liceul pe vremea bunicilor noștri și că pentru a fi bine integrați în lumea modernă nu ajunge liceul. Deci contează foarte mult și cum îi pregătim în preuniversitar. Iar după ce intră la universitate și treaba noastră, fiindcă în foarte multe universități există un abandon școlar foarte mare, cum facem să-i conciliem astfel încât cei care au intrat să poată să și termine. Deci sunt mai multe mecanisme pe care le putem implementa, dar în primul rând trebuie să înțelegem fenomenul pe care l-ați descris foarte bine și pe care puțină lume l-asumă și îl pune atât de explicit. Noi nu avem prea mulți studenți, noi avem prea puțini studenți. Dar au unde să învețe, domnule David? Adică, acum, nu am văzut o statistică legată de numărul de universități din alte țări europene. Adică noi avem un număr mare de universități pentru populația noastră. Nu știu exact acum care e numărul, dar în jur de 45 spre 50 publice și încă de 40 și ceva private. Deci au unde să învețe. Nu toate sunt foarte bune, dar nici toți nu trebuie să facă cercetare științifică. Unele universități sunt foarte bune pe predare, pe antreprenoriat, pe transformare resursa umană pentru regiune, pe zona locală. Nu toate trebuie să aibă ambiția world class și de a fi în topuri internaționale. Trebuie să servească comunitatea locală. Dacă comunitatea are nevoie de funcționari pe științe administrative, asta se formeze. Dacă are nevoie de ingineri sau subingineri, asta se formeze în zona respectivă. Deci, altfel spus, au unde să învețe. Din păcate, cum spuneam, că când termină, cei care termină, că mulți nu termină liceul sau nu și iau bacalaureatul, dar și din cei care își iau bacalaureatul, mulți nu sunt motivați, nu înțeleg de ce să facă studii superioare. Și, repet, aici avem de lucru, fiindcă pe termen scurt ei nu înțeleg, dar pe termen mediu și lung vor fi drastic afectați. Bine, și asta e o problemă foarte mare legată de învățământul preuniversitar. O altă statistică a Uniunii Europene ne așează în fruntea clasamentului în privința abandonului
școlar. E o altă chestiune. Corect, și nu uitați, analfabetismul funcțional pe care îl măsuram prin testele PISA la vârsta de 15 ani, deci tot în zona asta de trecere de la gimnaziu la liceu, care este în jur de 40-42%. Spuneați puțin mai devreme dacă societatea are nevoie de ingineri, să fie ingineri. Ne lipsește comunicarea asta între nevoile societății și aspirațiile tinerilor? Iar cum ar putea fi făcută? Eu cred că nu lipsește, fiindcă să știți, degeaba vine ministerul. Ministerul este ghidat politic și este sub influența, poate fi sub influența unor rectori, a unor universități, a unor interese politice, se apucă ei să stabilească unde e nevoie de locuri mai multe și de priorități inventate de ei. Cel mai bine simt piața, tinerii și familiile lor. Ei știu spre ce doresc și spre ce merită să se orienteze, mai ales dacă intră pe locuri cu taxă în primul an, familiile nu plătesc pentru orice, plătesc acolo unde știu că contează. Așa că eu sunt foarte atent mereu la ce-și doresc tinerii și ce-și dorește familia, adică care face parte de tânărul, fiindcă ei știu mai bine nevoile pieței decât niște analize politice. Sigur că analizele ar putea să fie obiective, din păcate la noi. Credeți că există o, să spun așa, resemnare care îi îndepărtează pe tineri de meseriile pe care le-ar căpăta la finalul facultății, studiilor universitare? Nu există o resemnare, nu există o ambiție, nu există educația ca valoare. După educația era o valoare în familiile românești, educația era calea regală spre succesul social. Mai există. Fiecare încearcă să dea o lovitură, să fie influencer, să studieze, să depună efort cât mai puțin, dar să obține cât mai mulți bani. Deci noi trebuie să readucem educația ca valoare familiei de românești, fiindcă pe termen mediu și lung asta va conta în întreaga societate. Ajungem vrând nevrând la problema bugetului, o alocare mai generoasă către educație. Corect. Dar în primul rezolvă? Rând... o alocație mai mare e importantă, dar în primul rând hai să creăm arhitectura corectă ca să putem cheltui bine alocația care vine spre sistemul educațional, că altfel de multe ori este ca și cum arunci bani în găuri negre. Deci da, trebuie mai mulți bani, dar în paralel cu o organizare adecvată a învățământului, a educației în țară, și la nivel preuniversitar și chiar la nivel universitar. Da, pentru un proiect n-aș zice că avem nevoie de buget. Adică nu ne-ar împiedica nimeni să facem un dosar frumos care să conțină un plan bine pus la punct. Corect. Continuă să ne lipsească? Proiectul... Da, ne lipsește. Eu așa cred. Adică n-am avut curajul să mergem până la capăt cu o arhitectură academică adecvată în România. Eu vă dau un exemplu. Noi încă în mediul universitar de moștenitorii reformei din 48 făcută de comuniști, care a pulverizat vechile universități istorice în multe universități, care luate separat pot să fie bune, dar sunt prea mici și de aceea nu ne vedem în ranking-uri. Țineți minte ce doliu național a fost când UBB a ieșit din ranking-ul Shanghai. Da. Lumea neînțelegând că UBB că a fost un miracol că UBB a intrat în ranking-ul Shanghai și a rezistat 6 ani acolo, în condițiile în care UBB nu are nici zona biomedicală și nici zona de tehnologie, inginerie suficient de dezvoltată. Și nu e vorba de UBB și de alte universități comprehensive. Toate celelalte universități din zona noastră, ca să nu mă compar cu Oxford și Harvard, să ne comparăm cu Zagrebul, cu Vilniusul, cu Belgradul, să ne comparăm cu Sofia. Toate sunt universități comprehensive care au la un loc științele sociale, științele biomedicale, zona de inginerie, tehnologie și sunt universități foarte puternice, vizibile în ranking-uri în Shanghai sau în top 500. Noi suntem pulverizați. Ei, vedeți, sunt aspecte de arhitectură a sistemului pe care trebuie să le înțelegem. Și dacă dorim să facem ceva, trebuie să pornim de la o înțelegere și o acceptare clară a situației. Dacă ne prefacem că nu vedem, nu putem veni cu soluții adecvate. Și asta este un exemplu. Sunt multe alte exemple de acest tip, unde unele lucruri se pot face fără mulți bani.
Într-adevăr, mulțumim mult pentru prezență, domnule David. Domnul profesor universitar dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Aș vrea să încheiem emisiunea cu un film care marchează un moment trist. Eu îi spun trist, pentru că la începuturile canalului Dunăre-Marea Neagră au fost uciși mulți oameni. Mulți au pătimit acolo, mulți au suferit, din păcate mulți au fost uciși. În 1984, pe 26-27 mai, era inaugurat canalul. Uitați-vă la secvențele astea, preț de vreo 4 minute. Apoi emisiunea se va încheia la ora 22, vă întâlniți cu colegul Radu Banciu și Worldwide Banciu. La proiectul de țară România vom lucra împreună din nou mâine seara la ora 20. Ora 8.30 dimineața. Elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma noului port Cernavod. Au răsunat aplauze prelungite, ovații de stimă și bucurie. La coborârea din helicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu căldură de primul secretar al Comitetului Județean de Partidul Constanța, Nicolae Nicolae. De Vasile Bunucea Dumnezeu, transportul și terminaților, reprezentanți ai organelor de partid și de stat, s-au prezentat în alte onoruri militare. Vareși din gărzile patriotice și detașamentele militare ale tineretului. Bună ziua, dragi tovarăși! Vă adresez un salut călduros și cele mai bune urări! După datina străbună, gazdele au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste roadele pământului dobrogean. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși care participă la inaugurare, poartă medalia comemorativă Canalul Dunăre-Marea Neagră. Într-o atmosferă de entuziasm, tineri și tinere oferă frumoase buchete de flori oaspete. Inaugurarea canalului marchează darea în exploatare a portului Cernavodă, cu un trafic anual actual de 1 milion de tone, având posibilitatea de extindere până la 7 milioane de tone. În aplauzele mulțimi, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îmbarcat pe nava Lancia. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, sunt primiți cu onorurile tradiționale ale marinarilor, pregătiți de sărbătoare.
Atmosferă de adânc entuziasm marchează forma definitivă a uneia din cele mai îndrăznețe proiecte românești, capitol eroic al epocii de puternică înflorire socialistă, epoca Ceaușescu. Nava Lancia se îndreaptă spre punctul de intrare pe zero. Este ora 8:47, un moment istoric. În Uralele, a zeci de mii de oameni prezenți pe o parte și pe alta a malului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a tăiat panglica inaugurală. Din această clipă, canalul este deschis navigat. Program disponibil pe primaplay.ro.